Imobiliarele poate reprezenta un venit pasiv fără să stai cu foarte multe gânduri că ce se întâmplă cu acțiunile, că Okay. Acțiunile sunt mai volatile în general. În schimb, nu ți oferă o lichiditate imediată. Bine te-am găsit cu un nou episod al podcastului Banii Vorbesc, un podcast dedicat persoanelor care vor să afle cum să-și administreze banii și investițiile mai bine și cum să investească proactiv. În episodul acesta vom aborda un subiect pentru prima oară în această, să zic, emisiune, și anume property management sau administrarea imobililor de către cineva, să zic, extern. Cred că este un subiect foarte bun pentru cei care se află, să zicem, în afara țării sau poate într-un oraș diferit față de unde au ei investiția și vor să investească, să zic, în imobiliare, fără neapărat să aibă un control direct cu chiriașii sau poate nu au posibilitatea să facă acest lucru. Invitatul meu este Cristian Tudorache, fondatorul și directorul agenției Castel Group, cu experiență vastă în sectorul imobiliar și în sectorul de administrare imobiliară. Bine te-am găsit, Cristian, și mulțumesc că ai acceptat invitația. Salutare, Laurențiu, bine te-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult. Hai să începem așa pentru întâi, să ne explici cam ce înseamnă mai exact property management. Property management în română înseamnă administrare imobilă. De ce utilizăm noi property management? Este ca să facem o diferențiere, în primul rând, între administrarea imobilor și mă refer aici de asociațiile de proprietari pentru clădirile de imobile. Ceea ce înseamnă property management pentru noi și ceea ce înseamnă într-adevăr property management înseamnă administrarea proprietăților, în special rezidențiale, care au ca destinație închirierea lor. Înseamnă managementul chiriașilor, înseamnă administrarea proprietății, toate situațiile tehnice care pot apărea în proprietate, inclusiv financiar, fiscale, pentru declarațiile și degrevarea proprietarului, de tot ceea ce înseamnă administrare. De când vă ocupați de acest, să zic, serviciu? Acest serviciu, Castel Group, este din 2013, 9 ani facem anul acesta și de property management este un serviciu pe care l-am abordat în piață din 2016. Înțeles. Deci are o perioadă destul de mare de timp. Cum ați început așa agenția sau nu știu, și de când v-a venit ideea aceasta de serviciu, că totuși n-a început chiar de la început? 2016 voiam cel puțin personal să abordăm serviciul de property management. Îl văzusem deja în piață, nu era foarte cunoscut, nici în acest moment nu este cunoscut, însă sunt din ce în ce mai mulți oameni care fac searching pe Google despre property management, ceea ce înseamnă ne demonstrează că oamenii au început să afle și sunt interesați. Am început în 2016, ne doream serviciu, dar am început în 2016, cel puțin eu când eram singur la vremea respectivă, cu un client care avea două proprietăți și m-a întrebat, ok, îți dau proprietățile în exclusivitate doar dacă faci și property management. Cam așa am început ca start. Și după aia? Și după aia? După aceea, evident, cu două proprietăți era... Era interesant ca start, însă aveam nevoie de un portofoliu și de un break-even, pentru că consumul de resurse este destul de mare și atunci, ca el să fie amortizat și să fie profitabil, ai nevoie de mult mai multe proprietăți în portofoliu. Am învățat ce facem, am învățat cu puține proprietăți și începând de 2 ani de zile, deja portofoliul nostru se dublează de la an la an. În primii 2-3 ani am stat și am studiat. Și am testat. Foarte bine, foarte bine. Care crezi că, nu știu, de ce crezi că apelează, să zic, mă gândesc că un investitor? Sau, hai, prima întrebare, care sunt clienții care apelează la astfel de serviciu? Întrebarea este foarte bună. Avem și noi un profil al clientului. O să spun, de fapt, care sunt punctele comune, în general, a tuturor, indiferent de vârstă. Sunt fie angajați în corporații sau lucrau un job full-time și timpul nu le permite a se ocupa de chiriași, a interveni sau de a răspunde solicitărilor chiriașilor. Au cel puțin una, două proprietăți pe care le au ca active imobiliare pentru a le aduce, mă rog, venituri pasive.
persoane care au propriile afaceri și atunci timpul clar nu le permite și afacerea de bază nu înseamnă imobiliare, sau persoane care locuiesc în străinătate și au cel puțin o proprietate în România pe care o închiriază și evident nu doar timpul, ci și fizic nu ai cum să fii prezent să intervii și când lucrezi cu prieteni, cu familie, cu tată, cu părinte care să intervină la client, nu este neapărat cea mai bună soluție, nici profitabilă și nici din relația proprietar-chiriaș nu e potrivită pe termen. În medie, să zic, un proprietar, cam de la câte apartamente se gândește să aibă nevoie de un astfel de serviciu? Sau nu contează, poate să fie chiar de la unul? Nu contează, poți să ai și o singură proprietate. Dacă timpul, în primul rând, trebuie să înțelegem că chiar dacă ai o singură proprietate, chiriașul te poate suna miercuri la ora 8 dimineața că s-a inundat, te poate să suna joi la ora 10 noaptea că a luat foc caragazul. Exact. Deci nu are importanță că ai o proprietate 2, 3, 5, 10. Într-adevăr, avem proprietari care au o singură proprietate la noi pe care administrăm, însă sunt și proprietari cu 5, 7, 8, 10 sau mai mult de 10 apartamente pe care le au. Și de ce ai apelat totuși la aceste servicii? Care ar fi, să zic, top, nu știu, 3 beneficii majore pentru un client de-al vostru? Dacă vrei să, dacă ești proprietar și ai o proprietate sau mai multe pe care le închiriezi și vrei să te ocupi de familia ta, să acorzi timp familiei tale, jobului tău, prietenilor, copiilor și în același timp și chiriașului, pentru că până una alta chiriașul este un client și nu este doar o singură persoană care căruia îi faci un favor că îl lași să stea în chirie în apartamentul tău. Și vrei să stai liniștit și fără să te gândești că ești în vacanță la schi, că tot vorbeam de schi mai devreme, și să te sune chiriașul că l-a inundat vecinul și trebuie să intervii și nu știi pe unde să sune. Atunci, poate cu prețul unui abonament de telefonie mobilă lunară, tu ți angajezi o echipă întreagă, care înseamnă de la intervenții tehnice, atunci când este nevoie, până la financiar contabil pentru depunerea declarațiilor, de exemplu, de venit, pe care și alea, an de an, se schimbă, taxele se schimbă și nu numai, și formularele și multe altele. Deci, indiferent dacă apare o problemă în apartamentul proprietarului, nu știu, la orice oră și așa, există cineva care se duce și rezolvă acolo? Există o echipă, avem o echipă care preia toate solicitările și ele sunt redistribuite acolo unde, în funcție de personalul care este nevoie. Sunt personal externalizat sau personal intern care se ocupă de fiecare situație în parte. Bineînțeles, și aici avem categorisite pe părți, sunt situații urgente unde trebuie să intervii imediat și sunt situații în care poți aștepta până a doua zi sau până următoarea zi lucrătoare în care să intervii sau să o rezolvi. Am înțeles. Iar cumva proprietarul, să zic, el plătește ulterior, să zic, dacă ar fi o problemă, o daună sau nu știu, dacă e făcută de chiriaș, plătește chiriașul. Sunt două categorii, în principiu, mari de situații în care putem interveni. Sunt cele cauzate de chiriaș, atunci orice situație la noi este analizată în interior și dacă este din care cade în responsabilitatea chiriașului, atunci discutăm direct cu chiriașul, iar proprietarul primește doar un raport că s-a intervenit fără costuri din partea proprietarului, iar în cazul în care situația, nu știu, a spat o țeavă de la calorifer, intră în sarcina proprietarului, atunci noi intervenim și cerem acordul proprietarului pentru a interveni din punct de vedere inclusiv financiar, că doar el ne poate acorda aprobarea, exact, da. Exact. Și tot ce înseamnă căutare de chiriaș sau schimbare sau nu știu, în cazul în care pleacă chiriașul, la fel totul intră în sarcina voastră. Pe scurt, singurul job al proprietarului este fie să ne răspundă la mail-uri atunci când avem o intervenție, fie să-și verifice contul că și-a primit bani de chirie. Tot ceea ce înseamnă identificarea chiriașului, verificarea unui chiriaș nou, semnare de contracte, procese verbale, de predare, primire, declarații unice de venit scad în sarcina property managerului. Am înțeles, super. Dar înseamnă că este o idee, mă gândesc, foarte bună, în special pentru, eu cel puțin așa o văd, în special pentru cei care poate nu sunt în oraș, în special sunt mulți români din afară care lucrează, să zic, în afară și și-au luat apartamente și mă gândesc că pentru ei ar fi ideal un astfel de serviciu.
este ideală, însă tendința e să credem doar dacă nu ești, dacă nu ești din orașul unde ai apartamentul. Avem clienți care locuiesc în același bloc unde au apartamentul de închiriat și nu se ocupă de administrare direct, odată din punct de vedere al timpului, și odată nu vor neapărat să aibă contact direct cu fiecare închiriaș, ca la fiecare plecare sau să se ocupe, să închirieze, să caute și să... Am înțeles. Și vor să doarmă liniști și doar să-și obțină să-și amortizeze investiția într-un termen de... De termenul lui, adică preconizat pentru el. De există anumite condiții, să zicem, pentru care ați lucrat cu un client sau înainte să luați un proprietar, să zic, aveți niște condiții pentru el? În principiu, ce ne interesează foarte mult este comunicarea pe care o avem noi la rândul nostru cu clientul, pentru că asta este foarte importantă pentru noi și cred că asta este importantă pentru orice business. Okay. Și este foarte important pentru noi disponibilitatea proprietarului de a interveni, a ne lăsa să intervenim rapid atunci când este nevoie și de a îmbunătăți proprietatea sau proprietățile atunci când ele necesită îmbunătățiri. Okay. Fără să, nu știu, să zicem, avem nevoie să schimbăm o mașină de spălat care s-a stricat și nu avem ce să mai facem și să ne dea aprobarea peste 2-3 luni, iar pe noi să lăsăm chiriașul să se uite să spele la mână. Nu știu, exagerez poate un pic acum, dar se întâmplă și astfel de situații în piață, nu la noi, dar se întâmplă. Dar uite că ai zis bine, ok, de legat dacă apare o problemă și se strică ceva, interveniți, ok, urgent sau nu știu, în funcție de situația problemei. Dar în cazul în care proprietarul vrea să facă, să zic, o renovare sau nu știu, să îmbunătățească locuința, nu neapărat că este o problemă, dar să o facă, să zic, mai bună pentru chiriași și vă ocupa și de zona asta. În primul rând, orice proprietate pe care o are un investitor mic sau mare în imobiliare, trebuie să ia în calcul că o dată la 5 ani cel puțin trebuie să facă un refresh al proprietății ca ea să fie păstrată, să fie în piață. Nu poți închiria o proprietate care să-i spui că imobilierul a fost nou acum 20 de ani. Da, da, da. Și să ceri un preț al pieței de un apartament nou. Ce am creat în Castel Group este un pachet de servicii de 360. Asta înseamnă că un proprietar care vine la noi și semnează un contract de property management la noi, aproape orice ce înseamnă de imobiliare poate găsi la noi. De la contabilitate în sensul de declarații, de depunerea declarațiilor de venit anuale și regularizări, până la renovări, exact ce m-ai întrebat, de renovări și amenajări, inclusiv design interior. În sensul că avem proprietari care cumpără unități în blocuri noi și nu își cunosc proprietățile, doar din fotografii. Ăștia am un buget. Ok. Au un buget pe care îl stabilim inclusiv de achiziție. Cumpărăm una, două, trei proprietăți în numele lui, mă rog, cu semnăturile lui, evident, bugetul de amenajare și ulterior le punem în piață. Deci sunt proprietari pe care avem și nu-și cunosc proprietățile doar din fotografii la final. Da, foarte bine. E un lucru excelent pentru investitori, de ce nu? Și care, să zic, ar fi, nu știu, să zic, care ar fi costul, dacă e să apelăm la un astfel de serviciu, care ar fi costul proprietarului? Exact ce spuneam mai devreme, poate fi un abonament de telefon un abonament de telefonie mobilă. Okay. Acestea variază în funcție de pachetul ales, pentru că în funcție de ce necesar are fiecare, însă contează foarte mult și de proximitatea proprietății față de noi, și nu numai de noi, dacă este în afara Bucureștiului, mult în afara Bucureștiului sau în interior, sau de valoarea chiriei și de gradul de uzură al proprietății, pentru că o proprietate care este poate cu un grad de uzură ridicat, atunci presupune intervenții mult mai des din partea noastră. Dacă e să vorbim de cifre, pentru că cifrele contează, aș putea să spun că pornesc de la 30 de euro pe lună pe proprietate. Ok, deci de la 30 de euro, în funcție după aia și de nivelul chiriei și cât de mare este spațiu, mă gândesc, și cât exact, mai multe. Da. Deci de la 30 de euro în sus. Bun. Păi hai să intrăm un pic și într-un subiectul ăsta, că tot vorbim de imobiliare. Nu știu, de ce crezi că românii sunt orientați așa mai mult către imobiliare și nu alte investiții, dacă tot vorbim de subiectul ăsta? Aș putea spune, chiar dacă cu riscul de a fi un pic criticat, e vorba de educație financiară aici.
Deși lucrăm în imobiliare și aș putea să spun că îți recomand tuturor să investească în imobiliare, eu mai degrabă recomand o temperare a investițiilor, pentru că și de a te orienta și către, nu știu, fonduri de investiții, că acum avem o groază de variante, inclusiv online fie sau cu un broker direct, fonduri mutuale și sunt multe alte soluții ca să îți împarți, cum se spune, oul în mai multe coșuri. Imobiliarele poate reprezenta un venit pasiv fără să stai cu foarte multe gânduri că ce se întâmplă cu acțiunile, că okay, acțiunile sunt mai volatile în general. În schimb, nu ți oferă o lichiditate imediată. Putem să intrăm în subiectul ăsta, însă cam asta este principalul aspect. Dar, pe de altă parte, venim dintr-o perioadă în care lungă, în care România s-a aflat sub Imperiul Comunismului, unde toată lumea trebuia să fie proprietar, să-și facă o familie, să se căsătorească, o familie, doi copii și un job la stat. Cam astea erau scopurile și cam astea erau obiectivele principale ale oamenilor de la vremea respectivă. Cumva am rămas în reminiscență în zona aceea și de aici poate tendința de a avea proprietăți, de a fi ale tale, mult mai ridicată, mă rog, mult mai pregnantă în România. La fel și la mașini. Dacă la noi abia acum ne familiarizăm cu leasingul operațional, unde mașina o ai 2, 3, 4 ani de zile după care o dai, încă la noi, dacă n-ai mașina ta, nu simți că ai mașină. Nu simți că ai mașină, da. Da, cam așa este. Și da, sindromul de a fi proprietar încă se află la noi. Da, acum cred că este împărțită situația. Unii zic că e bine, unii zic că e rău. Totuși unii spun că prețurile totuși sunt destul de bune dacă comparăm cu un credit și față de o chirie. Ceea ce cred că oricum sunt multe discuții și în direcția asta. Și dacă tot poate mergem în direcția asta, nu știu ce părere ai despre, nu știu, accelerarea asta a prețurilor din ultima perioadă la nivel de apartamente și locuințe în general, nu neapărat apartamente. În primul rând aș spune că prețurile nu sunt încă suficient de mari pentru piața din Uniunea Europeană. România, Bulgaria și respectiv Cipru sunt cele mai ieftine piețe din Uniunea Europeană în imobiliare. Da, într-adevăr, replica preferată este că nu avem venituri respective pe cum le avem în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, materialele de construcție le luăm la aceleași prețuri așa cum le iau o țară din vestul Europei. Forța de muncă deja, prețul, costul cu forța de muncă este deja destul de ridicat, ne apropiem de cel puțin de central, de, mă rog, partea centrală a Europei. Importăm forță de muncă și asta înseamnă un cost mai mare. Dacă în Berlin, nu știu, dacă cu 1 milion de euro nu prea poți să cumperi prea multe, în România poți să cumperi multe în continuare. Și trebuie să facem o comparație că prețurile încă n-au atins nivelul celui din 2008 și mai e un aspect foarte important. Dacă în 2008 aveai nevoie de aproximativ 210-215 salarii medii pe economie ca să poți cumpăra o proprietate medie în România, în 2021 aveai nevoie de undeva la 111 salarii medii. Asta înseamnă că puterea de cumpărare e aproape dublă față de 2008. Poate că în coșul zilnic al omului de rând nu se resimte la fel. Dar statistic vorbind, cam pe aici suntem și asta înseamnă că puterea de cumpărare în România este mult peste ceea ce a fost în 2008. De aceea cred că un risc de o criză similară cu în 2008 atât de abruptă este destul de scăzut. Asta este opinia mea strict. Acum suntem și cu un război lângă noi și este foarte multă emoție în piață. Am văzut oameni care vor să vândă acum ca să plece din țară. Eu cred că e o decizie mult prea rapidă și mult prea grăbită. Sau sunt oameni care așteaptă că nu știe dacă ne invadează, vom fi invadați și noi la rândul nostru sau ceva. E multă emoție, e greu de estimat în moment de față, dar nu cred că România va trece printr-o criză similară cu 2008, chiar dacă avem un război la ușă. Da, este faptul cu războiul, cum duce cumva către oameni să amâne, să zic, o achiziție în imobiliar, ceea ce nu poți să zici că e lucru rău, pentru că totuși pentru mulți este o îngrijorare, că e destul de aproape de noi, dar vine cumva și inflația asta care este mare. Și acum dacă cei care au cash, ce să facă? Să investească sau să nu investească? Poate în primul rând, dacă ai cash acum, dacă ai cash anul trecut și acum și oricând, dacă ai cash și ții la saltea sau fie și în depozite bancare, este, din punctul meu de vedere, nu este cea mai bună variantă.
Exact. Sunt alte soluții de investiții sau măcar de protecție a banilor pe care ai. Poți să te duci în variante, fie în fonduri mutuale, fie în, nu știu, în aur, care să-ți ofere o lichiditate imediată, rapidă, fie în imobiliare, într-adevăr, că na, imobiliar rămân în continuare un punct important oriunde în lumea asta, câtă vreme nu vorbim de războaie directe. Pentru, doar că atunci când decizi să investești în imobiliare, trebuie să te asiguri că să înțelegi de fapt că atunci când vei avea nevoie imediată, nu știu, se întâmplă să ai o necesitate de operație care te costă mai mult sau ceva, nu ai cum să ai bani imediat, lichidități imediate. Cam așa, în medie, cam care este perioada, care este perioada de vânzare a unui apartament? Cred că depinde de, cu siguranță depinde de locație, depinde de cât de mare este apartamentul, cât este, dacă este un penthouse, clar că se vinde mai greu decât un apartament, nu știu, o garsonieră și așa mai departe. Dar așa în medie, la ce, cum este la voi? Cam cum se vinde? Am avut, mi-aduc aminte, cea mai longevivă proprietate care a stat în portofoliul nostru și am avut și cele mai multe vizionări, dar era o proprietate specifică în sensul că vechi, într-un cartier vechi, trebuia complet renovată, dacă nu chiar dărâmată. Mai mult se cumpăra pentru teren și poziționare. Am stat fix 2 ani cu ea în piață. Da. Dar avem proprietăți care s-au vândut, sau mă rog, s-au vândut, da, în prima zi de listare, practic. Da, mereu. Mereu există poli, știi, exact. De departe sau nu. Ca medie aș putea spune că în ultimii 2 ani a fost undeva la 3 luni, o proprietate în piață, 3 luni, 3-4 luni. Mult mai, acest termen s-a dat față de 2008, de exemplu 2007, unde se vindeau ca pâinea caldă. Acum oamenii se uită, sunt mult mai atenți și este foarte bine că sunt mult mai atenți. Studiază proprietatea, studiază vecinitatea, întreabă de vecini, întreabă de dezvoltator și de experiența dezvoltatorului dacă e o proprietate nouă. E foarte bine că se întâmplă asta și nu iau decizii imediate, dar pe de altă parte se și pot întâmpla ca o proprietate bună pe care o găsești în piață, te gândești prea mult să nu mai fie. Și să nu mai fie. Estimez că acum cel puțin să crească un pic cam cu 2, 3, 4 săptămâni, o media de vânzare în piață, cel puțin până se calmează lucrurile de la granița noastră. Iar prețul, crezi că mai crește în 2022? Poate aș tinde să, cel puțin pentru prima jumătate a anului, aș tinde să cred că da, chiar dacă ne aflăm într-o situație socială sau, mă rog, geopolitică destul de dificilă, aș tinde să cred că da, pentru că avem o inflație galopantă în continuare. BNR-ul a estimat un 9,4% pentru 2022, ceea ce este în continuare foarte ridicat. Materiale de construcție, prețurile materiale de construcție sunt în creștere și ele, sau unele lipsesc cu desăvârșire. Costul cu forța de muncă este normal să fie în creștere, pentru că și salariile sunt în creștere. Și atunci, cel puțin pentru imobile noi, prețurile vor fi în creștere cel puțin în prima jumătate a anului 2022, chiar și după. Și bineînțeles că și cu, odată cu creșterea prețurilor pentru imobile noi, și blocurile vechi cumva păstrează trendul. Dar crezi că și vânzarea o să fie, o să țină pasul? Pentru că și dobânzile cresc, sau cel puțin BNR a arătat și în ultima perioadă a tot crescut dobânzile. Creditele cred că o să dea din ce în ce mai greu, sau cel puțin nu neapărat mai greu, dar poate pentru oamenii care nu sunt așa de îndatorați pentru zona asta. Crezi că o să afecteze la nivel de vânzare? Creditele nu se dau neapărat mai greu în acest moment, exact. Ci sunt mai scumpe. Mai scumpe, cam asta am vrut și eu să zic. Sunt mai scumpe și asta înseamnă o rată mai mare și asta înseamnă, când ai un venit limitat, înseamnă o sumă creditată mai mică pentru că ai rata mai mare și atunci trebuie să încadrezi în ea. Este posibil ca cei care sunt la limita respectivă, mă aștept ca ei să se orienteze, să rămână mai temperați în ideea de nu mai iau un apartament de 170.000 de euro, mă uit și la unul de 120. Deci cumva să-și mai tempereze cumva avântul ăsta de a cumpăra mai scump sau mai mare, doar pentru că e nice to have. Însă pentru cei investitori, în continuare, piața este destul de promițătoare. Am înțeles. Având în vedere că prețurile astea cresc destul de mult, în special la vânzare, cresc cumva și chiriile? Sau cum vezi situația asta? Chiriile au crescut în aceeași măsură cum au crescut și prețurile?
Chiriile n-au, tarifele pentru închiriere n-au crescut cum au crescut și prețurile la vânzare, deși teoretic ar trebui să fie direct proporționale. Nu, pentru că aici avem o perioadă de pandemie unde, cel puțin din orașele mari, studenții, angajații, cei care locuiau cu chirie în orașele mari, au început să se retragă fie în afara orașelor, către mai mult verde, fie s-au întors acasă de unde sunt, cel puțin temporar, cât se lucrează pe acasă. Până nu avem o întoarcere aproape completă a angajaților la birouri, sau, mă rog, parțial, astfel încât să-i țină și acasă în București, sau, mă rog, în Cluj, sau în orașele mari, în oraș, și să ajungă și la birou din când în când, prețurile la tarifele la închiriere au cam rămas la fel. Văd o scădere, în schimb, la tarifele de închiriere pentru proprietățile vechi sau care n-au suferit, n-au avut îmbunătățiri. Și o creștere a tarifelor de închiriere la unitățile noi sau care au fost renovate cu foarte mult bun gust. Și aici ai o explicație foarte simplă. Sunt mai multe unități în piață disponibile într-un moment și atunci concurența fiind mai mare, cel care oamenii au început acum să plătească, să fie disponibili să plătească cu 50, 100, 200 de euro mai mult pentru proprietate, doar ca să se simtă mult mai confortabil, pentru că stau mult mai mult în casă acum decât stăteau înainte. Păi dacă tu lucrezi de acasă, măcar să lucrezi într-un mediu, să zic, plăcuție. Exact. Mă gândesc, da. Și deci contează foarte mult aspectul și confortul din casă și aia înseamnă că cumva și le-am recomandat întotdeauna să lucreze fiecare proprietar care își cumpără o proprietate sau vrea să o renoveze, să o pună în piață pentru închiriere, să lucreze cu specialiști. Asta nu înseamnă că trebuie să mobileze foarte scump de brand, ci trebuie să pui, să utilizezi fiecare colțișor al proprietății inteligent și în culori neutre și cât să fie nu doar confortul, ci și vizual plăcut să fie pentru oameni, pentru chiriași. Așa este și sunt și eu de acord că în viitor cred că o să se caute din ce în ce mai mult zona asta de design, să zic, interior, și chiriașul se uite din ce în ce mai mult la lucrul ăsta. Și cred că zona asta, mă gândesc că și zona asta de închiriere este un pic mai greoaie, dacă până acum, eu cel puțin din experiență din Brașov, că sunt din Brașov, am niște garsoniere și le închiriam cred că într-o zi, două, mergea foarte repede, cred că acum merge mult mai greu. Nu am avut în perioada asta de închiriat, dar mă gândesc că termenul ăsta cumva a crescut. Cel puțin ne uităm în portofoliul nostru. Proprietățile care nu au fost renovate sau îmbunătățite în ultimii 3, 4, 5 ani sau mai mult, stăm cu ele mai mult în piață. Proprietățile noi sau renovate și, după cum spuneam mai devreme, inteligent și confortabil și cu bun gust, deși mai scumpe, se închiriază mai repede. Asta pentru mine e un semn de alarmă pe care îl transmitem inclusiv proprietarilor cu investiții imobiliare. Da, așa este, așa este. Nu știu, ne poți spune câteva sfaturi pentru cei care vor să investească în imobiliare acum în 2022? În primul rând, aș merge pentru cei care sunt investitori mici, mă refer una, două, trei unități, să, dacă ei locuiesc într-un cartier de când sunt copii, să nu, când faci o investiție, să eviți pe cât posibil să cumperi emoțional. Pentru că dacă știu că locuința o cumpărăm oricât de, spune, cât de mult spunem noi că suntem raționali, nu suntem, ci suntem 100% aproape emoționali, măcar investițiile să poți să vorbești cu un specialist și să-ți recomande. Nu este necesar să cumperi în cartierul în care locuiești, că poate acel cartier nu ți aduce randamentul potrivit. De obicei am întâlnit asta pentru că vreau să cumpăr o proprietate în cartierul în care am locuit eu sau în care locuiesc, pentru că mi-e cumva mai confortabil mie. Ți-e confortabil, dar mai puțin profitabil. Mai ales că pe termen lung, dacă te gândești 20 de ani, nu știu, de chirie, e mai important să fii într-un loc unde să ai un randament bun decât scăzut. Exact. Aș tinde să recomand să fac achiziții în investiții imobiliare în blocuri noi, fie și în fază de proiect, în fază de construcție, adică mai au un an de zile, pentru că oricum recuperează investiția până la final, când prețurile vor fi mai mari, cumva, anul în care stau nu închiriază. Să lucreze cu specialiști în zona de design interior. Nu trebuie să investească cel mai scump ca să nu crească foarte mult, să ai o proprietate care să fie doar scumpă în piață și atât.
Și să ia în calcul cartierele care sunt căutate într-adevăr de chiriașii pe care fiecare și dorește. Cred că mai întâi de a face o investiție imobiliară trebuie să stabilești ce profil de chiriaș îți dorești. Uite, nu m-am gândit la asta. Ca la orice business, de altfel. Că dacă nu știi profilul chiriaș pe care ți-l dorești, o să ieși așa, să ieși în, la nimereală. Îți dorești studenți, atunci ok, te duci către garsoniere sau către apartamente potrivite studenților în zonele respective. Îți dorești corporatiști, îți dorești oameni care lucrează în IT sau ceva, atunci te uiți unde stau ei și cum stau ei și ce își doresc. Foarte, foarte bun, foarte bun lucru. Unde vă găsește lumea? Să zic că vrem să apelăm la voi atât pentru property management, dar și pentru servicii de imobiliare. Pe site-ul nostru castelcucapagrow.ro, okay. Pe social media, pe Instagram, pe LinkedIn, pe Facebook, la fel Castel Group, și la birourile noastre din Cluj-Napoca și București. București, deci Cluj și București. Doar în Cluj și momentan. București lucrați sau lucrați și avem în alte... Avem unități și în Constanța, fără birou direct acolo. Ah, ok, deci fără birou. Am înțeles. Avem unități pe care le administrăm și în Constanța. Foarte bine. Mulțumesc tare mult de discuție. Mi-a plăcut foarte mult și, nu știu, sper să poate ne mai vedem cu o altă ocazie. Eu mulțumesc și cu drag accept invitația. Mulțumesc tare mult și salutări la toată lumea care ne ascultă și ne revedem cu un alt episod cât de curând.